Bine v-am regăsit în episodul 76 în despre suflete gemene. Astăzi vom discuta despre lucrul neglijat pe călătoria sufletelor gemene, dar important. Când vine vorba de acest lucru, care este? Care este, Rex? Care este lucrul care este foarte neglijat, pe care îl vezi la mulți oameni că nu se uită la el, nu cred că este important, nu... Cred că nu are nimic de a face cu această relație. Sunt mai multe, cred că, lucruri. Dar hai să zicem cel mai neglijat pe care îl vezi tu. Cred că cel mai neglijat lucru, după părerea mea, este misiunea divină. Și este foarte important, din punctul meu de vedere, să vedem că relația pe care o ai cu sufletul geamăn are un scop care este definit nu de tine neapărat acum, ci este definit de divinitate, de momentul în care ai ales să vii aici pe pământ așa într-un mod foarte spiritual. Și se poate manifesta în mai multe moduri. Dar adevărul este că vei fi mult mai apropiat de sufletul geamăn în momentul în care ești, cum să zic, ai o relație bună cu și cu misiunea ta divină. Da? Deci nu este neapărat. Sunt alte persoane care pot să-ți folosească misiunea divină ca un fel de hairbrush, adică ca un fel de a treia terță, da? În sensul că pun... Se țin departe de sufletul geamăn prin a face acel lucru. Exact, da, sunt foarte multe persoane care pun cariera sau jobul deasupra relației cu sufletul geamăn și atunci creează acest blocaj de a treia parte, a terță sau cum se spune în limba română. Da, deci asta poate duce, manifestarea fizică este sufletul geamăn să fie cu o altă persoană sau chiar și tu să fii cu o altă persoană, da? Deci există aceste situații. Da? Deci cred că misiunea divină, da, este un lucru foarte neglijat, este un aspect al nostru foarte neglijat, dar care are un din nou, un lucru crucial, este un rol crucial în relația sufletelor gemene, pentru că foarte multă lume poate se axează pe faptul că ok, nu sunt cu sufletul geamăn și vreau să fiu cu el, dar misiunea divină te ajută să vezi ok, ce faceți după ce sunteți împreună, da? Cum tratați acest aspect al vieții voastre, ce faceți după ce sunteți împreună, da? Adică, înțelegem, o să aveți probabil acea perioadă de lună de miere în care relația voastră e foarte minunată, da? Lucrurile se vor calma, da? Ca în orice relație de altfel, da? Apoi, cum va arăta viața voastră? Ce o să faceți, da, efectiv, cu viața voastră în momentul în care o să fiți împreună? Cum o să vă descurcați cu joburile, da? O să fiți fiecare... cu jobul lui și asta înseamnă că 8 ore pe zi nu vă vedeți, stați, nu știu, mergeți la jobul vostru și după aia vă întoarceți acasă și după aia petreceți. Cum exact, da? Ce o să se întâmple cu viața voastră, da? Da, este important asta. Da, este un lucru foarte important și a fost un lucru important și în relația noastră, pentru că multe lume nu realizează că se întâlnesc cu sufletul geamăn din cauza acestei misiuni, da, divine. De exemplu, pentru noi ne-am întâlnit la facultate, da, și facultatea a fost unul dintre lucrurile care a fost așa o piatră de temelie, ca să zic, în misiunea divină. Și indiferent dacă, de exemplu, tu nu ai terminat facultatea, da? Nu a contat neapărat diploma, să zicem, sau ce s-a întâmplat, dar experiența aceea a fost importantă. Și vreau doar să dau ceva în ce ai zis tu mai înainte, este că cumva cu misiunea divină nu este ceva fix, că poate asta vă gândiți, este ceva foarte ok, acum asta este sau asta este pasul tău următor,
ci ai anumiți pași pe care îi faci spre misiunea divină, care simt că cu noi, cum a fost universitatea, după aia au fost toate lucrurile care le-am mai făcut și dezvoltarea personală care o facem cu comunitatea Divine Gaming acum, dar este un proces și tot ce ai făcut, tot ce am făcut noi până acum este foarte important pentru misiunea noastră divină, așa că nu putem să nu valorificăm un pas al nostru. Da, și este important să faci acei pași oricum arată. Da? Deci, de exemplu, eu cu Laurențiu când ne-am întâlnit, da, eram la facultate, dar nu era ca și cum eu la momentul ăla aveam o idee foarte clară despre care este misiunea mea divină sau nici măcar la momentul ăla nu credeam că vai, am eu ceva scop. Adică dacă îmi spuneai mie, cred că atunci că o să fac videoclipuri pe YouTube ca să ajut oamenii să fie împreună cu partenerul lor ideal, că eram, de unde ți-a venit chestia asta, cum eu, ce legătură are, da? Dar misiunea divină se descoperă. Dar la fel cum și tu îți descoperi cine este sufletul geamăn, descoperi, până la urmă te descoperi pe tine. Da? Deci asta vine acum un citat care zic Jeff și Shelia, dar fiecare persoană care a venit în uniunea armonioasă sau care a atins uniunea armonioasă cu sufletul geamăn a spus, a fost următorul, că uniunea armonioasă nu a fost ceva nou sau wow, a fost ceva care de fapt este mereu acolo, dar acum doar și l-au adus aminte. Da? Și la fel este și cu misiunea ta divină. Misiunea ta divină nu este ceva nou, este de fapt ceva ce tu deja știi ca, la punct de vedere de suflet. Da? Asta nu înseamnă că o să știi poate toate skill-urile acum, dar dacă misiunea ta divină să fii pilot de avion și tu n-ai pilotat niciodată un avion în viața ta, nu înseamnă că acum imediat o să știi cum să pilotezi un avion, da? Dar înseamnă că o să ai o afinitate pentru acest lucru, îți va place foarte mult, va fi important pentru tine și așa mai departe. Deci, cred că cu asta e legat de descoperirea de sine, da? Și unul dintre lucrurile din nou din cartea lui Jeff și Shelia, îi spune acolo că în momentul în care îți chemi sufletul geamăn în viața ta, alegi să te cunoști pe tine însuți în totalitate. Pentru că sufletul tău geamăn este cum ar veni, nu jumătatea ta, dar este reflecția ta și atunci te ajută să te cunoști mult mai bine decât ai putea în, cum să zic, singur, da? Nu este neapărat necesar, da? Deci sunt alte căi de a te cunoaște, dar asta este una dintre ele, da? Și este metoda, cum să zic, în care ai această relație minunată cu aceștia și poți ajungi să te cunoști pe tine însuți, da? Și lucrați împreună, aveți. Când ești cu sufletul geamăn, ești într-o relație în care amândoi creșteți simultan. Da? Deci, de exemplu, eu cu Laurențiu, mereu ne ajutăm să creștem unul pe celălalt. Asta da, vine câteodată prin supărări, da? Ne supărăm unul pe altul și trebuie să facem exercițiul oglinzii și să lucrăm prin supărări. Dar vine și, pe de altă parte, vine cu foarte multă inspirație, dar poate la un moment dat, da, nu știm exact cum să abordăm anumite subiecte, dar cred că ceea ce simt mereu cu Laurențiu, ceea ce nu am simțit cu alți parteneri, este că în momentul în care vrem să facem ceva, ne inspirăm unul pe altul să facem acel ceva. Și bineînțeles, din nou o să spun, o să fie blocaje și supărări, nu este ca și cum mereu aici e totul roz și minunat, însă în momentul în care lucrăm prin acele blocaje, noi descoperim o latură mai profundă a relației noastre. Și cred că asta este un lucru care este foarte frumos în această relație și da, mi-l doresc pentru toată lumea. Da, exact. Și acest lucru de multe ori este neglijat când e vorba de misiunea divină să lucreze împreună, pentru că multă lume când vine în această călătorie se concentrează pe emoții și după aia nu se mai concentrează pe
viața fizică așa de mult. Da, ce... Scuze. Spune. Da, spune tu. Se mai întâmplă câteodată și noi ca și suflete. Ce ne vrem să vorbim în același timp? Se întâmplă. Dar ce vreau să spun este că, deși e ok, când începe această călătorie, vin multe sentimente, asta nu înseamnă oprește-ți viața, nu înseamnă oprește viața fizică. Pentru că mulți fac acest lucru, vin pe această călătorie și lucrurile merg cum merg, dar după aia nu mai interacționează cu viața fizică așa de mult și doar stau în sentimente și după aia cumva poate lucrurile financiare nu mai merg așa de bine și după aia neglijează acel aspect financiar și pământesc care este necesar pentru această călătorie în modul în care ne este arătat de Jeff și Shelia și învățăturile Uniunii, adică să fii cu sufletul geamăn pe pământ. Da, exact. Și de ce Laurențiu a menționat partea financiară, că am vorbit de misiune divină, este pentru că partea financiară de obicei reflectă foarte multe lucruri, da? În relația cu sufletul geamăn, în relația ta cu viața ta. Însă bineînțeles că misiunea divină te va ajuta să îți trăiești traiul pe pământ, da? Să-ți câștigi traiul pe pământ, să zic. Și cred că știm, unii dintre noi, sau cel puțin eu știu, cum este să ai un loc de muncă care nu te satisface, care se simte foarte prost, care simți că îți, cum să zic, suge toată viața din tine, da? Iar acest este, deși unele persoane consideră că, ok, păi asta e, n-am ce să fac, bla bla bla, acesta este un mare blocaj care le exprimeze și care poate să fie o problemă reală pentru unele persoane în călătoria cu sufletul geamăn. Dacă tu nu alegi să crești și ai o relație cu partea ta, de exemplu, financiară, cu jobul tău, cu această arie de misiune divină care nu se simte bine, atunci pierzi foarte mult din oportunitatea de a te apropia de sufletul geamăn, da? Pentru că, din nou, o să reaccentuăm pentru sufletele gemene și vedem asta în relația noastră și în celelalte relații de suflete gemene pe care le cunoaștem, se întâmplă cu adevărat ceva magic în momentul în care lucrezi cu sufletul geamăn la ceva care amândoi îl iubiți. Deci nu se poate, într-un fel e așa parcă greu de explicat în cuvinte, pentru că, nu știu, e toate aceste lucruri care apar, nu știu, mă gândesc, diverse certuri pe diverse lucruri, da? Aud persoane care, evident, nu sunt cu sufletul geamăn, cu sufletul geamăn, care zic că ei niciodată nu ar putea să lucreze cu soțul sau soția pentru că le-ar face capul calendar, da? Sau că nu ar putea să-i suporte, da? Pentru că ei au acele 8 ore, sunt o pauză de la soțul sau soția lor, da? Sunt o vacanță, da? Ceea ce, din nou, dacă este să te uiți, nu este neapărat sănătos. Asta nu înseamnă că cu sufletul geamăn stai 24/7 și vorbim toată ziua și suntem așa legați de șold. Da? Nu înseamnă asta. Însă nu simt niciodată că stau prea mult cu Laurențiu. Adică totuși, lucrăm în aceeași cameră, avem aici locul nostru unde lucrăm împreună. Chiar dacă nu comunicăm toată ziua, pentru că avem fiecare piesele noastre și asta cumva simt că e cu sufletele gemene, lucrați împreună, nu faceți aceeași piesă, tot timpul vă complementați. Da, nu lucrați la același lucru în același timp, da? Pentru că ar fi foarte neeficient de asemenea. Sunteți două persoane, puteți faceți două lucruri decât dacă ar fi necesar să lucrați amândoi. Dar, da, deci acesta este un lucru care este, din nou, foarte important și vă invit să vă gândiți la cum vă simțiți față de cariera voastră, cum vă simțiți de misiunea divină, care simțiți că ar putea să fie misiunea voastră divină, cum puteți
să aveți poate un parteneriat cu sufletul geamăn în această arie. Și dacă nu, dacă sunteți, cum să zic, în separare și nu știți aceste lucruri în acest moment, este complet în legură. Experimentați, da? Gândiți-vă, da? De asta vă punem poate niște întrebări în aceste podcasturi câteodată sau expunem anumite idei ca să vă gândiți la ele și să le lăsați acolo, să germineze, da? Să cugeți puțin, să te gândești, bă, da, oare cum ar fi? Și să nu te gândești neapărat atât de mult acum la cât de posibil este, dacă îi place, dacă i-ar place la sufletul geamăn să facă asta sau nu. Astea nu sunt lucruri esențiale acum, da? Ci este această explorare interioară care poți să o ai cu tine însuți, da? Și să vezi de asemenea ce poate blocaje sau limitări apar în urma acestei explorări. De exemplu, cum am spus, da, nu vine mie să cred că sufletul meu geamăn va vrea să facă nu știu ce chestie cu mine. Da? Asta este o limitare. Da. Este un gând pe care tu ți-l impui dacă te gândești la acest lucru. Da? Care imediat aceste gânduri sau acest tip de gândire te oprește din a, cum să zic, din a crește în iubire în acel loc cu sufletul tău geamăn, din a manifesta efectiv relația, da? Câte lucruri crezi că nu sunt posibile în mintea ta în acest moment față de relația cu sufletul geamăn. Da, și pot să dau un exemplu aici din viața noastră. La început, sau nu neapărat la început, asta s-a întâmplat mai încolo în relația noastră, că eu, da, cu misiunea noastră divină, că mie îmi plăcea spiritualitatea, plăceau jocurile video și tu niciodată nu te vedeai ca și când lucrând pentru un joc video. Erai nou, nu cred că o să fac asta, n-ar jos, adică eu, IT, cum ziceai tu, cum să faci asta, cum să le pui împreună, cum să asta, dar cumva, cum tot am vindecat, am ajuns la concluzia, da, se poate, și acum facem acel lucru. Și nu știu, cum ai simțit acolo tu de la această schimbare în care din nu, după aia, da, uite, hai că am făcut acest lucru. Adică a fost o chestie că eu a fost o chestie de vindecare, în primul rând, cred, na. Un lucru de a nu nega neapărat o, cum să zic, pentru mine problema nu a fost atât de mult că băi, nu-mi place sau efectiv lucrurile astea le ziceam pentru că simțeam cred că blocajul prin care mergeam cu lucrurile astea de obicei era cu, băi, cum e posibil, sau nu înțeleg, sau nu știu cum o să se întâmple, sau, băi, pare atât de complicat, sau pare atât de, pare prea măreț, sau prea, nu știu cum, pompos, da? Nu știu, găseam tot felul de chestii astea, că e prea mult, da, într-un fel, cred că asta e prea mult, da? Și cum aș putea eu să fac chestia asta, da? Și e bine, dacă ar fi să mă gândesc, da, dacă ar fi să fac eu singură aceste lucruri, ar fi foarte mult, dar adevărul e că în urma acestor vindecări pe care le-am făcut, am descoperit oameni care să ne ajute, diverse oportunități, am descoperit mai multe idei sau mai multe metode sau am schimbat lucruri în viața noastră sau am descoperit ceva în așa fel încât să ne ajute să mergem înainte. Da? Deci nu a fost neapărat nici o negare că bă, nu vreau așa niciodată. Și cred că asta e o chestie că din punctul meu de vedere, asta este chestie care o văd cu foarte multe persoane. Că vine, tu vrei ceva și vine sufletul geamăn și zice nu. Da? Și tu ești, oh, gata, o zis nu, la revedere. Când sufletul geamăn îți spune nu, nu este neapărat un nu mereu, este o problemă. Este și un blocaj. Este un blocaj, este o problemă. Iar ceea ce ajută în aceste situații nu este să fii sau să te dai bătut sau să nu știu ce, este să vezi care este problema și să rezolvi problema. Da? Mm-hmm. Mi-aduc aminte din nou de acest exemplu care l-am dat. Era o uniune,
un cuplu tânăr s-a mutat împreună și avea o problemă că ei s-a mutat într-un nou apartament și nu știa unde să își pună televizorul în sufragerie. Și era o adevărată problemă pentru ei, că nu știa unde să își pună televizorul în sufragerie și ea vroia televizorul într-un loc anume, da? Și el zicea, bă, nu, nu vreau acolo, da? Și ea era foarte supărată, foarte, foarte supărată că el nu vrea să pună televizorul acolo, el nu mă ascultă pe mine. Eu sunt și începea să facă exercițiul oglinzii, că ea știa exercițiul oglinzii, da, bineînțeles, de-aia a reușit să atingă uniunea cu sufletul geamă și ea, mă supără că sufletul geamă nu ascultă de mine, mă supăr că eu nu ascult de mine și făcea exercițiul oglinzii și nu funcționa, pentru că nu, adică da, a funcționat cât de cât să își tracă ea prin aceste ofuri, dar situația nu se rezolva pentru că nu se uita la probleme și a venit într-o sesiune cu noi și era, ok, încă avem problema asta, ne certăm cu televizorul. Și eram, ok, și eram, dar de ce nu vrei să pui televizorul acolo? La care el a răspuns, păi nu îmi place că ar trebui să tragem cablu prin toată camera așa și ar arăta urât. Și până de acel moment, bineînțeles că ea nu s-a gândit să întrebe de ce, ea era doar foarte supărată că el nu vrea acolo televizorul. Ea avea o chestie că vrea televizorul acolo, el nu vrea televizorul acolo. Și așa era chestia. Dar el nu-i plăcea chestia asta că ar avea un cablu care nu putea să-l ascundă, care era vizibil și era urât și nu-i plăcea. Ok. Și cred că în momentul în care el a zis această chestie și, vedeți, ea era supărată că el nu asculta de ea, în același timp ea nu asculta de el, ea nu ascultea care este punctul lui de vedere, nu a avut această discuție. Și momentul în care ea a ascultat de el a fost, a, ok, cred că ai dreptate. Dacă acum, dacă mă gândesc să tragem cablu până acolo și să fie cablu așa, ăsta ar fi urât. Și asta a fost dilema televizorului. Știi câțiva despre... Trecem prin astfel de blocaje în sesiuni și sunt așa simpatici într-un fel când lucrăm la ele, pentru că sunt așa chestii mai drăguțe. Și chestii mai serioase câteodată, dar și chestii din astea care sunt drăguțe. Dar uite, vezi, lecția este tot aceeași. La fel am aplicat chestiile și exercițiul oglinzii. Da, este interesant, este frumos. Dar da, ce vreau să zic cu acest exemplu era pur și simplu că... În momentul în care sufletul tău geamă îți spune nu, poate nu este mereu un nu, ci este o problemă care trebuie rezolvată, da? De exemplu, nu am ajuns așa când a fost faza cu cablu și cu televizor, am zis, ok, e vreo metodă să ascundeți cablu, pentru că lui era problema că era urât, că se vedea cablu, da? Și am zis, există vreo cale să ascundeți cablu? Și atunci a zis, bă, nu, că na, așa era la ei în casă, da? Atunci, ok, dacă nu se poate ascunde, atunci ce, cum se simte? Și atunci ea s-a simțit și ea mai bine, că a înțeles care era problema și, na, imaginându-și cum ar arăta cu cablu, s-a răzgândit, na? Dar, da. E un proces acolo de a face un pas în spate, pentru că de multe ori tu nu poți să vezi mai departe de blocajul pe care l-ai în fața ta și atunci nu poți să vezi rezolvarea. Este o problemă aici când lumea încearcă să găsească o rezolvare când sunt supărați. Nu o să poți să găsești o rezolvare iubitoare când ești supărat. Ca să găsești o rezolvare iubitoare, trebuie să vindești, să fii în pace. Exact, da. Și pare așa, cum Dina, pare așa simpatic acest exemplu, dar adevărul e că ea trebuie să se deschidă, da, la asculta pe sufletul geamă, da. Era supărată că el nu asculta pe ea, ea nu asculta pe el și așa se întâmplă mereu cu sufletele gemene până când cineva vindec. Deci asta zic, noi am văzut efectiv aceste foarte multe exemple de acest gen în sesiuni, în viața noastră, da? Și așa că înțelegem foarte bine ce înseamnă această
oglindire și vindecare. Vedem imediat, da? Cum se schimbă lucrurile. Bun, da. Revenind la misiunea divină și partea financiară, carieră și sufletul geamăn. Din nou, permite-ți să explorezi aceste lucruri și permite să-ți vezi, da? Să-ți deschizi orizonturile și dacă întâlnești aceste lucruri interioare, că bă, nu cred că e posibil sau nu se poate sau băi, nu, da, nu știu ce apare, acolo este locul în care puteți să faceți niște vindecare folosind exercițiile oglinzii ca să depășiți aceste obstacole. Mm-hmm. Da? Și ca să manifestați această relație cu sufletul geamăn, este acest parteneriat. Da? Deci dacă, din nou, să revenim așa la principiile de bază, sufletul tău geamăn este în primul rând învățătorul tău, uh-huh. Da? Îți arată ce ai de învățat, lecțiile prin care uh-huh. treci. În al doilea rând este cel mai bun prieten, da? Prietenia și această apropiere cu sufletul geamăn ca și cel mai bun prieten este foarte importantă. În al treilea rând sunt parteneri de misiune divină, uh-huh. Da? Deci sunt colegii tăi de lucru, într-un fel, nu știu cum să zic, partener, da, de afaceri, uh-huh. Da? Partenerul de afaceri și aici este un mod foarte serios în care să vă uitați la această parte, da? Din nou, această ordine, da, un învățător, doi, cel mai bun prieten, trei parteneri de afaceri, este exact în ordinea asta se manifestă. Da? Și de obicei să vedeți persoane care au diverse blocaje în una din aceste arii și de aceea relația lor nu poate continua. Iar patru, în final, sunt parteneri romantici. Uh-huh. Dar după cum vedeți, treiul este această parte de parteneria de afaceri, de misiune divină. Da. Așa că permiteți-vă să vindecați în acel loc. Da? De obicei aici cred că blocaje apar cu șefii, cu colegii de lucru, da? Și dacă vindecați în acele locuri, veți avea va fi mai ușor cu sufletul geamăn când aveți acest parteneriat, pentru că aceste lucruri se vor revărsa în această relație cu sufletul geamăn. Mi s-a întâmplat și nouă, cum și noi am avut joburile pe care le-am avut și atunci cumva am avut aceste blocaje pe care le aveam în aceste relații și odată ce le-am vindecat, a fost mai ușor și la noi în relație să lucrăm împreună. Mm-hmm. Pentru că, da, se creează așteptări, se creează probleme și atunci iubirea rezolvă. Dar da. Da. Deci cam asta este de ce, sau care este lucrul care este neglijat. Este misiunea divină și partea asta financiară, care este importantă ca să trăiești aici pe pământ. În acest moment, banii sunt importanți și atunci misiunea divină este modul în care poți să atragi și să-ți creezi abundență financiară printr-un mod în care iubești și faci ceva ce îți place, în care nu ia de la tine. Uh-huh. Desigur, este un proces de crescut, dar asta este alt subiect. Da. Da, da. Gândiți-vă că mergeți la job și mergând la job vă atrageți sufletul geamăn. Nu sună fain. Nu fain, da. Asta este misiunea divină. Asta este misiunea divină. Da, pentru că deveniți foarte atractivi uh-huh. sufletului geamăn în momentul în care faceți misiunea divină. Uh-huh. Pentru că nu puteți să așteptați să puneți viața pe pauză până sufletul geamăn este viața voastră. Uh-huh. Începeți acum. Poți să-ți faci misiunea divină în acest moment la jobul în care ești. Nu trebuie să schimbi în primă fază nimic. Uh-huh. Poți începe acum. Poți începe doar prin simpla ta atitudine, că zici, ok, eu acum îmi trăiesc misiunea divină și aleg să-mi trăiesc misiunea divină și să manifestez relația cu sufletul geamăn. Și în momentul în care faci acest lucru, din nou, este foarte important să vezi ce blocaje sau supărări apar ca să poți să le vindeci
și să treci prin ele. Da? Mm-hmm. Bun. Perfect. Păi, vă mulțumim foarte mult de... Da? Mai vrei să zici? Nu. Ok. O să tai eu mai încolo, Laurențiu. Nu te ia nimic. Facem numai outro mai ciudat azi. Ok. Dacă v-a plăcut acest podcast, nu uitați să dați un like, să lăsați un comentariu și să vă înscrieți la canalul nostru de YouTube. Până data viitoare. Ne vedem data viitoare.